Ploile au făcut din nou prăpăd în județul Hunedoara. Pompierii hunedoreni au intervenit ieri seară în mai multe zone din județ, unde au fost semnalate probleme din cauza vremii rea. Drumul județean 705, care asigură accesul turiștilor spre Sarmi-Segetuza Regia, a fost blocat de un copac căzut pe carosabil, dar și din cauza aluviunilor, iar 13 mașini în care se aflau 36 de persoane, între care și 10 copii, nu și-au mai putut continua deplasarea până la eliberarea unui sens de mers. De asemenea, la Baia de Criș și Ribița, 48 de gospodării au fost inundate. Pompierii detașamentului Orăștie au fost solicitați să intervină în următoarele situații. În localitatea Orăștoara de Sus, un copac a căzut pe carosabil, blocând drumul județean 705. Pompierii au acționat pentru segmentarea și degajarea materialului lemnos de pe șosea, circulația fiind reluată. În localitatea Costești au fost semnalate scurgeri de aluviuni de pe versanți, pe mai multe porțiuni ale drumului județean 705. La fața locului s-au deplasat un echipaj operativ din cadrul detașamentului Orăștie și serviciul voluntar pentru situații de urgență Orăștoara de Sus. Din cauza aluviunilor, 13 autoturisme în care se aflau 26 de adulți și 10 copii au rămas blocate până la eliberarea unui sens de mers. Pe raza localității Grădiștea de Munte, un cablu de curent electric a fost desprins de pe stâlp. Pompierii au asigurat măsurile de siguranță, fiind solicitată o echipă tehnică a furnizorului de electricitate pentru remedierea situației. De asemenea, ca urmare a precipitațiilor abundente, în localitățile Baia de Criș și Ribița au fost inundate mai multe gospodării. Pompierii din cadrul secției Brad au intervenit pentru evacuarea apei din mai multe curți, o pivniță, două garaje, două baruri și un magazin alimentar. Totodată, pe drumul național 76, la intrarea în localitatea Țebia, doi copaci au căzut pe carosabil, iar echipajele operative au acționat pentru segmentarea și degajarea materialului lemnos. Potrivit ultimelor informații, după avertizarea meteo și hidro de vreme severă de ieri, astăzi județul Hunedoara este sub avertizare de cod portocaliu de ploi și furtuni.